Deșteptarea. Vrem să anunțăm oficial că ieri a fost Vanghelionul la Pitești, domne, a venit Revelionul, a venit Paștele, a venit și Moș Crăciun, au venit toți. Ia. Yeah. Pe străzile din Pitești, mare, mare bucurie, stai așa, stai așa să fie și mai bine. Uite așa. Fii atent. Să aduce tortul. Așa. Miercuri, 4 august, s-a finalizat asfaltarea unei străzi într-un cartier rezidențial al Piteștiului. Bravo. Iar de bucurie că li s-a asfaltat strada după 10 ani de așteptare, au ieșit oamenii în stradă pentru că nu mai merg în sfârșit prin noroaie la recepția lucrării de modernizare a străzii Dumitru Brățianu, ce are mai puțin de 600 de metri. Au fost prezenți primarul Cristian Gentea, viceprimarul Gerul Tofan și numeroși angajați ai primăriei Pitești. Bravo! Remarcat în imagini că s-a dat șampanie, s-a strâns mâna, pâine și sare mai trebuia în țara asta. Deci jumătate de kilometru, da, de asfaltare, da, a unei străzi a fost sărbătorit cu șampanie. Mai, da, pe străzile din Pitești. Primarul spune așa, am ciomit un pahar. Dar îți dai seama să aștepte 10 ani să ți se asfalteze, da, 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 5-600 de metri de stradă. Da, și să fie eventual și prin centru pe undeva, adică să nu fie foarte departe. A fost, trebuie să înțelegi sărbătoarea oamenilor. S-a tăiat și un porculeț, ceva, s-a pus o măsică. Uite, putem întreba dacă, da, ați fost la petrecerea de la Pitești, de pe strada asta, cum se numește? Strada Brătianu. Așa, Dumitru Brătianu. Așa. Așa, era și pe strada Brătianu să n-ai beton. Și ce frumos trebuie. Altfel suntem frumos, bine, nu? Da, altfel treaba merge brici. Nu vă faceți mari griji că o să vă spargă când se bagă apa și canalizarea. Da, da, da. Deșteptarea